Dragilor, ne-am adunat cu toți aici, toate sufletele sunt pline de bucurie, ne pregătim să plecăm la copiii din județul Neamț, pentru că anul acesta are loc a doua ediție a campaniei Dăruiește o jucărie, fă o bucurie! Vă pupăm! Bună ziua, dragilor! Astăzi suntem la a doua ediție a campaniei Dăruiește o jucărie, fă o bucurie! Noi am pornit așa de dimineață cu sufletul plin de bucurie, cu colinde. Suntem pregătiți să-i colindăm și pe micuți, să le oferim un dar din partea noastră, pentru că împreună suntem ajutoarele lui Moș Crăciun. Anul acesta suntem la a doua ediție, când am venit cu jucării donate de copii pompierilor, ale polițiștilor și a jandarmilor, pentru a-i bucura pe copiii din centrele de educație inclusivă. De ce facem acest lucru? Îl facem pentru că e frumos să poți dărui lucruri mărunte și să faci bucurii mari. O îmbrățișare contează foarte mult, un zâmbet și mai ales o colindă cântată din suflet cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Noi suntem de fiecare dată în mijlocul lor și aceasta este o ocazie perfectă să clădim așa bucuria în comunitate. Crăciunul este despre a fi împreună, indiferent de momentul în care celebrăm acest lucru. Pentru noi, astăzi, din nou, este Crăciunul. Suntem aici ca să dăruim, ca să credem în minuni, ca să facem bucurie pentru cei mici. Așa că, dăruind, sperăm noi să le aducem celor mici zâmbetele pe buze. Sper că urcați cu noi până ce vine domnul director, nu o să-i filmați. Eu sunt aici cu Polina. Hai cu tușurile. Hai cu tușurile.